Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În august, racii vor simți o gură de aer proaspăt. În sfârșit te așteaptă o schimbare pozitivă. Adevărat, ultimele zile de vară vor coincide cu întărirea potențialului tău energetic, iar din această cauză, te vei găsi într-o poziție destul de avantajoasă. Într-un fel sau altul, aproape toată luna august, puternicul soare simbolizând ambiția, se va deplasa prin al doilea sector al astrogramei tale natale, care este responsabil de bugetul tău personal și de sfera proprietății. Prin urmare, pentru majoritatea dintre voi, tema banilor va fi în prim plan. Acum ești cea mai activă și cea mai adaptată pentru a comunica cu ceilalți. Mediul din jurul tău te va forța să iei decizii pripite, dar în general acestea vor fi destul de potrivite pentru tine. Apreciază oamenii care sunt alături de tine. Dragoste, începutul lunii este cel mai bun moment pentru a te căsători. Dacă ești într-o relație de multă timp și te pregătești de sărbătoare, atunci poți fi sigură că totul va merge la cel mai înalt nivel. Vei fi cât mai mult în vacanță. Această perioadă este perfectă pentru a începe o relație. Dacă adăpostești un fel de mărturisire, atunci este mai bine să o exprimi acum. Singuraticii trebuie să suspende temporar căutarea pentru a doua jumătate. Acum este mai bine să ai grijă de tine și de dezvoltarea ta spirituală. Același sfat îi va ajuta pe cei care sunt căsătoriți de mult. Dacă există dificultăți pe parcurs, atunci încercați să evitați conflictele. Acum este mai bine să lucrați împreună la o afacere de lungă durată legată de construcții sau reparații ale casei. O călătorie comună vă va ajuta să luați o pauză de la rutina zilnică. Sănătatea. La începutul lunii august, bunăstarea te poate dezamăgi. Riscul de exacerbare a bolilor cronice va crește, de îndată ce decadele rămase ale lunii vor fi cele mai calme. O atenție deosebită trebuie acordată dietei tale. Dacă suferi de diabet sau patologii vasculare, atunci gândește-te să elimini complet sarea și zahărul din alimentație, mănâncă mai multe legume și fructe verzi. Nu uita de regimul de băut, dar cofeina este cel mai bine evitată, deoarece poate provoca probleme cu somnul. În august, ar trebui să te gândești să cumperi un abonament la o sală de antrenamente fizice. Gândește-te că poate este timpul să faci ceva pentru suflet. Nu este necesar să tragi gantere sau să te sinucizi pe o bandă de alergare. Încearcă ceva nou, dansul ar putea fi perfect pentru tine. Banii. La începutul lunii vei fi plină de idei și sugestii. Activitatea ta va fi notată de autorități și șefii îți pregătesc un bonus frumos. Cineva din echipă te va invidia clar și își va arăta nemulțumirea, aceste lucruri nu ar trebui să te rănească. Dacă ai o sarcină dificilă înaintea ta, atunci încearcă să o faci după 10 august. A treia decadă a lunii va deveni o perioadă mai puțin promițătoare, eșecurile profesionale și lipsa de inspirație sunt posibile. În ultimele zile ale lunii august, poți conta pe încasare în numerar. Va exista și o propunere de afaceri interesantă sau călătorie de afaceri. Fii atentă la ideile pe care ți le vor oferi prietenii tăi. La sfârșitul lunii, poate apărea un conflict periculos cu cineva de la conducere. Acum este mai bine să-ți reții impulsul de exprimat tot ceea ce gândești. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!